Prăjituri, semințe și fructe. Acesta a fost meniul special pentru cele 400 de animale de la grădina zoologică de la Bucov, care astăzi au sărbătorit Crăciunul animalelor. Cozonac, fructe și legume, gogoși, ruladă în scoarță de copac, tortuleț, plăcintă cu brânză, eclere, gogoși cu ciocolată. Ați muncit ceva? Da, ne-a luat ceva timp, dar ne bucurăm pentru animalele noastre, facem orice. Să aibă și ele un Crăciun. Pentru Crăciunul fericit al animalelor. Și pentru că astăzi a fost zi de sărbătoare, animalele au primit vizita mai multor elevi de la școala Rareș Vodă din Ploiești, care au venit pregătiți cu o mulțime de daruri, mascote create de ei din fructe și legume, dar și mici gustări. Aici este tot o omidă, aici este o caracatiță și aici o gărgăriță. Și din ce sunt făcute? Aceasta este din măr, aceasta este din cartof, morcov și țelină. Aici este, aceasta este făcută din banană și aceasta este făcută din măslin. Și la ce animale ai vrea să le dai tu cadourile astea? Păi, cui crezi că i-ar plăcea cel mai mult? Iar făcea banana și mărul. Este, după cum știți, este o veche legendă conform căreia în noaptea de Crăciun animalele prind glas și vorbesc între ele. Astăzi când am vorbit cu doamna biolog, doamna Canari de la grădina zoologică, am aflat că de fapt animalele vorbesc tot timpul, nu numai în noaptea de Crăciun. Și credeți că se vor bucura de cadourile astea? Sigur se vor bucura. Nu este prima dată când conducerea parcului memorial a pregătit animalelor un Crăciun special pentru ele. Este al treilea an de când am început să sărbătorim Crăciunul animalelor. Și cam fiecare an le oferim spre deliciul animalelor mâncarea pe care o preferă ele de obicei și în plus angajații noștri le-au preparat diferite prăjituri, torturi. La grădina zoologică sunt găzduite peste 400 de animale.